București e cel mai mare oraș din țară. Am avut oameni care au venit și au cumpărat totuși, știi? Au crezut în ce le-am povestit noi. Sunt foarte mulți tineri care sunt atrași așa de marele oraș și e foarte bine, adică cel puțin e foarte bine să vii, să vezi cum e orașul, să-l simți, să te lupți în el, să înveți cum e jungla. Sunt Andrei Botescu, sunt pionier la Pegas, comandant de detașament. Am fost plecat vreo 3 ani în Suedia, am studiat. Mi-a plăcut mult școala acolo, dar viața nu m-a dat pe spate și asta m-a făcut să mă întorc aici. Sunt Alexandru Manda, cofondator Pegas și director de vânzări internaționale. M-a sunat tehnic, că vorbim așa și mă întreba, Alexandru, dar tu ce te mai ocupi? Ultimul job fusese ospătar. Și uite, fac biciclete cu Andrei, un prietenul meu, Pegas. Păi și ce o să faceți voi cu bicicletele alea? O să le vindeți pe lună? Ok, la o lună de zile am văzut într-un ziar un articol, m-a sunat și că cu ce pot să te ajut? Adică am văzut că e treabă serioasă. Da? Așa-s părinții cum. Prima oară m-am dus la cel care avea o revistă de online de review-uri de biciclete. Am vorbit cu el, m-am prietenit cu el și am zis să recomandă și pe mine pe cineva bun în biciclete. După aceea l-am căutat pe designerul ăsta, am căutat design biciclete și am găsit pe internet un singur personaj. Pe Alex l-am găsit că m-a convins și credeam în puterea lui așa de convingere și asta a fost echipa inițială. M-am născut în sectorul 5, n-am depășit granița, regele cartierului. Eu la mine în cartier în Rahova, așa că n-am plecat. Am rămas aici în oraș pentru că îmi place foarte mult atmosfera, îmi place energia orașului, îmi place că orașul vrea să dovedească, vrea să ajungă din urmă orașe cu o tradiție culturală mai mare și pentru că vrea asta și lumea vrea asta, se întâmplă multe lucruri interesante. În ultimii ani am văzut așa multe lume care își dorește să ajungă, să plece de la corporație, să facă proiectele astea antreprenoriale. Eu am rămas în oraș pentru că este un oraș liber, dar liber la oportunități. Că orice idee ai, poți să o pui în practică. Până la urmă, ce zicea Andrei mai devreme cu corporatiștii, da, poți să renunțe la muncă, să facă orice, dar orice, adică orice poți să faci, super liberă piața. La fel și cu bicicletele, ne-am uitat, până la urmă, dacă te uiți pe stradă, nici nu-ți trebuie un mare minte să te apuci de biciclete. Te uiți și vezi ce lipsește. Păi, lipsesc biciclete. Să facem biciclete. Noi acum construim un brand care va rămâne moștenire României. O să fie un fel de, nu știu, să zicem, un fel cum e Nike sau ceva. Acum avem Pegas, știi? Oamenii au nevoie de ceva, au nevoie de brand-uri românești. Cred că ar trebui să mai fie încă vreo 5-6 ca să ai o identitate solidă. Cred că față de noi, deja s-au creat niște facilități pentru oameni ăștia care vor să se apuce de afacere. Am văzut chiar acum că e o lege cu incubatoarele de afaceri. Au început să apară aceste incubatoare de afaceri de care eu citeam că există prin afară și care te ajută și stai împreună cu alții și te mai învață să nu repezi toate greșelile, mai vin cu ceva nou și cred că sunt bune facilitățile astea și lumea trebuie să profite de ele. București e un oraș viu. E un oraș viu, e un oraș frumos. Știu că sunt și niște topuri și spun că București e unul din cele mai frumoase orașe pentru a trăi, pentru a petrece, pentru entertainment. Bucureștiul și Lisabona sunt la concurență, așa. Toate business-urile mari sunt în București, toată lumea vine dată spre București să facă afaceri, să deschidă o chestie. Adică, acum ar trebui București paranteză întreprindere, ca să înțeleagă toată lumea, pentru ce nu mi-a înțeles ultimii veniți în clasă. Atâta timp cât te trezești dimineața și te duci la adresă, e cum trebuie, că nu mai vrei să te trezești dimineața, gata, s-a terminat.